Hai, salut fraților, noul episod din Skibidi Toilet a apărut, episodul 63, dacă vă vine să credeți, după foarte mult timp, aproape 10 zile în care noi am așteptat și am așteptat și am așteptat, a apărut în sfârșit noul episod, așa că o să-i dăm rapid o reacție, să vedem care-i treaba. Am văzut că episodul ăsta este foarte, foarte lung, probabil pentru că ar fi trebuit să apară două, dar din moment ce a durat mai mult, a apărut doar unul singur, așa că doamn băieți, hai să vedem care-i treaba, dăm de la început aici, n-am văzut efectiv prima reacție asta, până acum nu l-am văzut absolut deloc, am dat acolo doar ca să apară așa frumos și ia să-i dăm, hopa, apăsați acolo fraților repede pe butonul de like, altfel astea două minute o să se întâmple chestii nebunești rău de tot, așa că hai să vedem, ia, dacă dăm aici, ia să începem, ne punem frumos pe scaun și, ăsta e la o mitralieră, dar de fapt, da, prima dată ne uităm așa, îl lăsăm să treacă, iar apoi o să vedem toate secretele din el, bineînțeles, și o să ne uităm și la videoul în reverse, pentru că poate să fie ceva secrete, ia, hopa, ce se întâmplă mai aici, what? Cine-i ăsta? Oh, opa, mamă, cu arma aia. Ăsta cine e? What? Cameramanul? Mamă, nu, aici trebuie să pun pauză neapărat, fraților. Deci, vă mai amintiți că era un om cameră? Mă rog, aici trebuia să zic omul boxă, că ăsta e un boxă. Dar vă mai amintiți la omul cameră ăla vechi, care el avea niște dălea de toaletă înfundătoare, dălea desfundătoare de fapt, și avea un jetpack, era șmecher rău de tot. Așa cred că este și ăsta acum, fraților. Adică cred că acum și oamenii boxă au un om boxă, bineînțeles, neînfricat și șmecher rău de tot. Și uite că ăsta aici cere să fie ajutat ăsta. What? Azi că nu-l ajută să ridice singur sau ce s-a întâmplat? Că n-am înțeles. Mamă, ia uitați ce blindată e mașina asta, ești nebun la cap. Oh my god. Ia ce se... au venit iară mă ăștia cu mâini și picioare. Dar eu nu înțeleg, ăștia fraților par să fie gen oameni speakermen sau ceva. Pentru că par gen că sunt îmbrăcămințile lor. Adică vedeți că mașa aia cu cravata aia roșie. Adică ăștia clar sunt oameni speakermen de aia mari. Și probabil că au fost transformați în WC-uri Skibidi sau ceva. Dar ce se întâmplă fraților? What? Opa? Ce-i mă asta? Ce s-a întâmplat? Ce mă? Cine mă ăla? What? Oh my god. Yo, mă, ce? Stați așa un pic. Cine-i mă ăsta? Mamă. Ăsta. No way. Tocmai ce ziceam de omul cameră neînfricat. Cred că ăsta e, pentru că știți că el, cred că atunci când a fost aruncat, cred că i-au fost zdrobite picioarele sau ceva și acum el este într-o mașinărie. Atât de fapt într-un WC. Eu nu mai înțeleg nimic, fraților. Îi dăm să meargă așa, vedem după. Ia uite că râde de el. Ce a făcut, mă? I-a aruncat cu desfundătorul un cap. A, uite că n-are. Ok, ok, ok. Da. De fapt, cred că mi-am amintit acum. Cred că ăsta, deci ce vedem noi aici, chestia asta aici, cred că era de la WC-ul ăla Skibidi Flash sau cum se cheamă. Am uitat mereu, că voi îmi spuneți mereu cum se cheamă. Da, am uitat cum se cheamă. Ăla care era foarte, foarte rapid și intra în oamenii cameră și distrugea pe loc. Cred că a furat WC-ul de la el. Și acum el a transformat la noi, vedeți că gen a pus desfundătoare și chestii de alea. Are înviat ăsta? Nu, nu-i bine, nu-i bine. Așa, mă, speakerman-ul. Mamă. Mamă, i-a băgat sabia direct în frunte, ești nebun. Dar l-a pierdut-o. Ce, mă? Skibidi, what? Skibidi avion, ce era, mă, ăla? Mamă, câte bombe avea la el. Dar stați așa, că și noi avem, ia uite titanii. Mamă, prea tari, mă, cu titanii noștri, ia uite. Și avem bărcile cameră, cu speakere zburătoare. Și da, ăsta a fost episodul full. O să vedem din nou și secretele din el. Pentru că, doamne, a durat 2 minute, gen, episodul ăsta a fost foarte, foarte lung. Adică chiar a fost tare rău, dar, cum v-am spus, trebuie să vedem de la început, neapărat, obligatoriu. O să dăm aici pe mute, pentru că nu mai avem nevoie de sunet. Și ia să vedem, dăm prin el așa. Deci pe aici, ia, ce se întâmplă? Deci aici noi avem o nouă armă sau ceva. Vedeți, un fel de mitralieră care dă cu rachete, nu înțeleg exact care-i treaba. Ăștia la fel, zburători ăștia, pe care i-am mai văzut până acum, adică ne-am obișnuit cu ei, aruncă cu rachete și ne-au bătut foarte mulți oameni camera acolo. Vedem din nou oameni cameră care, ia uite-l pe ăsta, mamă. Bă, da, vedeți că gen ăștia Skibidi WC-urile au o tehnologie nouă sau ceva, nu-mi dau exact seama ce se întâmplă, dar e clar ceva nou. Uitați că, uite, și asta cu arma, deci arma asta noastră pe care o avem e foarte, foarte OP. Și ăsta, fraților, noul personaj, pentru că eu nu l-am mai văzut până acum, e clar un personaj nou. Uitați că are cuțite de-astea șmechere, cuțite așa, are și boxe pe cap, adică nu boxe, are căști pe cap să nu audă probabil sunete, să nu îi spargă timpanele. E foarte șmecher ăsta. Deci ăsta teoretic este omul boxă neînfricat. Ia uite-l. Hopa.
Și nu m-a ajutat. De ce nu ne-a ajutat aici? Că eu nu înțeleg, că noi ne-am ridicat singuri teoretic. Și aici, bineînțeles, cu blindata noastră am plecat la acțiune. Ia uite, mamă, acolo capete de schibidi. Dar eu asta nu înțeleg, fraților, ce s-a întâmplat? Pentru că o să încerc chiar să pun pauză exact când trebuie. Hopa, uite aici. Deci ăsta este clar corpul unui speakerman mare. Adică se vede clar, uitați, după umeri, după cravată, după cămașă, după pantaloni. Este efectiv un large speakerman care probabil că a fost corupt sau ceva și nu știu, abar am, nu știu ce s-a întâmplat. Uite, dar ăsta săracul e, nu știu ce se întâmplă, ia uite. Opa, boink, boink. Mamă, deci, și uite că are desfundătoare pe față, eu acum am văzut, what? Este așa, deci avea desfundătoare, uite că are desfundătoare pe față, deci l-a atacat cu desfundătoare și după aia a dat una mare rău de tot și a aruncat desfundătoarele din cap. Și uite, hopa, mamă, bă, ce se întâmplă? Uite-te și tu, bă, e tare rău de tot, deci mi se pare, uitați și cât de cool a venit așa cu energia aia, dar vedeți că el, deci probabil că... Acel WC-ul din spate, gen pe care stă el, probabil că ăla are energie la fel ca arma cu care noi, de fapt, pe care am folosit-o la început. Ăsta nu înțeleg de ce râdea de el, de ce, că stătea într-un WC-ul, ce bine i-a făcut că i-a aruncat ăsta, lol. De ce comenta el așa, iurea, nu înțeleg. Și uite, acum ne dă... What? Ce arată, mă? Ce asta? What? Hopa! Ăsta i-a dat like, uite, like, așa, nu arăta aia, băi, nu fi nebun. Ia uite, și ăsta a revenit, dar uite, vedem, deci, acum vedem exact, uitați, no, e efectiv, deci, cravata, uitați că nu mai are, cred că, cravata sau, da, nu mai are, că i-a căzut, dar o avea, no, ăsta e clar, gen, un om speakerman, uite cravata, uitați aici, e clar un om speakerman care, gen, a fost corupt și i-a luat loc cu un WC-ul schibidi sau ceva, e 100% clar, dar, ia uite, ăla săracu și-a pierdut mâna, dar asta eu nu înțeleg, uitați și voi, ce e aici, fraților, că nu înțeleg, deci, ăsta e un schibidi avion de armată, cred, care are 6 rachete, dar ideea e că a fost bubuit înainte să dea una dintre rachetele aia, ce e foarte bine. Dar, da, uite că aba nu i-au bubuit rachetele în ăla, ce s-a întâmplat, mă? What? Ia uite și titanii, ia uite titanul cameraman și titanul speakerman, ia uite-l, hopa! Tare rău de tot, fraților, tare rău de tot, mă, deci, efectiv, episodul ăsta a fost genial până acum, mi s-a părut cel mai tare episod. O să vedem și episodul în reverse, dar nu cred că o să fie ceva secrete, pentru că nu prea am avut să vorbească, adică, nu știu, o să vedem oricum, că trebuie să vedem neapărat ce secrete mai sunt. Ok, și episodul în reverse, ia să vedem. Ia uite, aici azi în titlu, mesaj secret, hopa, cred că trebuie să dăm un pic mai încet, că se aude mult prea tare, ia să vedem. Deci o să vedem exact ce se întâmplă, ia. Hopa, începem așa, deci aici teoretic am văzut cum, nu, e clar, deci ăsta a bubuit singur. Am văzut clar și aici că ăsta a bubuit singur. Acum el teoretic se reîntoarce, bineînțeles, pentru că e reverse. Și uite că eu acum am văzut ăsta săracul are ceva în piept sau ceva, e lovit și sângerează. Wow. Ok, l-a salvat pe ăsta, acum l-a salvat, gata, sunt prieteni oamenii speakerman cu Skibidi Toilets. Ăsta iar arată like și aici arată, băi frate, nu mai arăta, mă, că nu-i frumos arăți asta, ești nebun la cap. Ia uite, what, ăsta și-a pus înapoi aia pe cap, era emoționat, nu mai putea, uite-l, boink, și-a pus înapoi pe cap. Așa trebuie, stai acolo, mă, urâtule, ia uite ce râde el. Ok, și ăsta iar o să-l vedem cum salvează situația, dar cum am spus, cred că nu e efectiv niciun secret în acest video reverse. O să încercăm să ne uităm prin împrejurimi, pentru că poate o să vedem, uitați, gen acolo capete de schibidi clar, adică au căzut acolo late. Dar sunt curios dacă vor fi secrete ascunse, pentru că nu m-am uitat prea atent. O să ne uităm acum super, super atent în episodul acesta. Vedem aici acum, sunt nervoși rău de tot, ăștia se uită la noi. Da, ei clar nu știau cu ce se... Uitați că și ăsta, da, uite că și ăsta are jetpack, acum l-am văzut, ia uite. Deși omul speakerman neînfricat are jetpack. Tare rău de tot, oh my god. Ok, văd că uite, ne-a salvat Skibidi Toiletul. Gata, Skibidi Toiletul sunt prieteni cu noi, uite. Mamă, ce tare. Ne-a salvat ăstea, bro, blindații. What? Bă, mi s-a părut că am văzut ceva acolo sau? Nu, era, credeam că era cineva la geam, dar nu era nimeni la geam, ok. M-am sperat un picuț așa. Ăsta, ia uite. Ce se întâmplă, mă, nu ne-a salvat. De ce ne salvează, bro, că nu înțeleg, what? Ok, da, nu e nimeni la geam, uite că ne arată acum full, nu e efectiv nimic la geam. Pe jos sunt foarte, foarte multe rămășițe, cred că de WC-uri Skibidi, habar n-am. Aici, what? Ia uite, scrie aici ceva, cred, sau? Nu dau seama, pentru că se vede foarte, foarte întunecat acolo. Aici, mamă, ce a făcut omul la cameră, săracu, man. Oh my god. Ia, și acum noi teoretic o să revedem aici, uite cum plouă frumos. Și revedem aici, deci aici era câmpul de acțiune, era efectiv în afara bazei.
Deci, da, ideea este că nu am văzut niciun secret nici în acest video reverse. Nu prea a fost secret, dar videoul a fost foarte, foarte lung. Adică episodul 63 a fost unul foarte, foarte lung, cu foarte, foarte mult content. Așa că, da, băiți, apăsați acolo pe butonul de like dacă mai vreți să de cu reacția mea la Scooby-Doo VC-uri acolo. Pentru că o să apară 64 curând, rău de tot, din câte am înțeles. Și clar o să vreți să-l vedeți. Așa că, da, băiți, până la următorul episod. Și pa, și pa.